Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la 7 zile în Argeș, retrospectiva săptămânii care s-a încheiat. De la 1 mai vom primi tratament pe card. Acest lucru doar dacă îl avem. Reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate spun că mai sunt argeșeni care trebuie să-și primească sau să-și ridice cardurile de la CAS. În această perioadă este o altă etapă de distribuire a peste 25.000 de carduri. Cel mai bine verificați pe www.casag.ro dacă aveți de ridicat documentul de la Casa de Asigurări sau trebuie să-l așteptați. Au fost distribuite prin poștă 425.958, returate la Casa Argeș 25.650, distribuite de Casa Argeș din februarie până acum 4.536 și carduri refuzate de asigurați 21. Refuzate din motive religioase. Da, sunt argeșeni care nu doresc acest card pentru că îl consideră o ofensă din punct de vedere religios. Cei care au refuzat însă cardul primesc servicii medicale pe adeverințe de la CAS pe care trebuie să le înnoiască din 3 în 3 luni. Pe card nu sunt inscripționate datele medicale ale asiguratorului, ci doar informații de identificare. Pe card sunt inscripționate nume, prenume, așa cum ați văzut, dată de naștere, cod de identificare, CIDU, codul de identificare în sistema pacientului, numărul cardului și data expirării. Valabilitatea cardului este de 5 ani. Insist asupra faptului să nu facem confuzie între cardul european, care are valabilitate 6 luni și ne dă dreptul la servicii pe pachet de urgență minimal în afară, în Uniunea Europeană, și cardul național, acesta care are valabilitate 5 ani și care ne validează calitatea de asigurat în sistemul național de sănătate. Până în acest moment în județul nostru au fost activate aproape 64.000 de carduri. Reprezentanții CAS fac un apel către argeșeni să aibă mare grijă de acest card pentru că el atestă calitatea de asigurat. Ne adresăm asiguraților care au primit cardurile să meargă și să le utilizeze la primul furnizor de servicii medicale. Acest card vine cu un PIN de transport care are 3 zerouri. La primul furnizor de servicii medicale, care în marea majoritate a situațiilor sunt medicii de familie, cardul acesta trebuie să fie activat. Adică, îi se cere asiguratului să-și aleagă un cod PIN format din 4 cifre. Cod PIN pe care trebuie să-l țină doar dumnealui. Cardul nu trebuie să rămână la niciun furnizor de servicii medicale. Este ca și buletin. În România, peste 3,5 milioane de carduri au fost activate, iar la nivelul județului Argeș au fost tipărite aproape 460.000 de carduri. Cine are nevoie de teatru? Aceasta a fost întrebarea pe care actorii teatrului Alexandru Davila au adresat-o locuitorilor orașului, dar mai ales autorităților, la începutul săptămânii, organizând un marș de la clădirea teatrului până la sediul Consiliului Județean. Nemulțumirea actorilor este legată de prezența unor secții care nu au legătură cu natura teatrului și care le afectează repetițiile. În urma protestului, artiștii speră să obțină înțelegere din partea autorităților județului și să își poată desfășura activitatea în condiții optime. Noi am tăcut, suntem oameni de bun simț, suntem oameni educați. Am tăcut și am acceptat niște nedreptăți. Dar în momentul acesta nu mai acceptăm decât să avem un teatru așa cum trebuie. Protestul actorilor vine ca urmare a intențiilor autorităților județului de a înființa în incinta Teatrului Alexandru Davila o secție de dansuri populare. Și asta după ce în urmă cu câțiva ani au fost aduse în clădirea teatrului și o fanfară, dar și un cor, care după spusele artiștilor le-ar perturba serios desfășurarea activităților. Se încearcă încetul cu încetul transformarea teatrului într-un centru multicultural și aș putea spune chiar într-un cămin cultural. Concret, la ce vă referiți? Mă refer la faptul că ni s-au adus în urmă cu ani în urmă niște secții care nu au ce căuta în teatru, și anume un cor prestigios al Minter, corul Ars Nova, și o fanfară prestigioasă al Minter. Acum se intenționa să ni se aducă și ansamblul de dansuri populare Dorul.
Intenția de a înființa o secție de dansuri populare a fost picătura care a umplut paharul. Astfel, reprezentanți din rândul actorilor au pus piciorul în prag și au protestat în vederea obținerii libertății de a-și exercita meseria și de a încânta publicul piteștean și nu numai cu piese de teatru. Eu sunt de zeci de ani de zile în teatrul ăsta. Am acceptat, măcinându-mi sănătatea, o grămadă de nedreptăți, o grămadă de lucruri care nu aveau de-a face cu teatrul. Și atunci nu mai vreau să acceptăm. Teatrul are menirea de a face teatru. A fost înființat acum un secol și ceva pentru a se face teatru aici. Avem tot respectul pentru artiștii din celelalte secții, sigur, mari artiști, totuși în teatru trebuie să se facă teatru. Să fac tot felul de mișculații. Desfințăm pe aia, o aducem pe aia. Oameni buni, teatrul ăsta este făcut pentru publicul piteștean, pentru educația și pentru, cum să zic, bucuria lui. Dacă nu ne lasă să ne facem treaba pe scenă, atunci o să ne facem pe stradă. Dorința supremă a actorilor este aceea de a avea un teatru de prestigiu, un teatru care să reprezinte cu mândrie valorile orașului și la care publicul să vină să asiste cu drag la piese de calitate. Suntem pentru un teatru de calitate în Pitești, în județul Argeș. Nu suntem împotriva nimănui, persoane, instituții. Marșul artiștilor s-a încheiat la sediul Consiliului Județean, acolo unde au fost primiți de vicepreședintele Constantin Polexe. Acesta a dat asigurări că toate secțiile care nu fac parte din teatru vor fi transferate într-un nou sediu. Noi aici avem un patrimoniu în județul Argeș de niște clădiri, iertați-mă că fără ele nu pot să duc discuția mai departe, pe care trebuie să le pregătim să preia identități. La ora actuală nu vă ascuns că am început cu Cinema Lumina de anul trecut, i-am pus acoperișul și cred că reușim anul acesta, da, să-l compartimentăm și să ducem acolo tot ce înseamnă cor, fanfară, dansuri și alte chestiuni. Rămâne de văzut pentru cât timp vor mai împărți actorii teatrului scena cu artiștii din cor și din fanfară și mai ales dacă autoritățile își vor respecta promisiunile. Ei bine, în urma protestului spontan organizat de artiștii de la Teatrul Alexandru Davila, Consiliul Județean Argeș a luat atitudine. O primă măsură care a fost luată de mai marii CJ-ului a fost deblocarea postului de director artistic din cadrul teatrului pentru o mai bună comunicare între secțiile artistice. Postul de director artistic la Teatrul Alexandru Davila nu este însă ceva nou, el a mai existat și în anul 2010, numai că odată cu tăierea costurilor s-a renunțat la această funcție. Pentru mine întotdeauna a fost o prioritate și consider o prioritate cultura, pentru că eu cred că prin cultură ne putem cunoaște mai bine și putem promova Argeșul. Din păcate, toată această situație nu poate fi rezolvată peste noapte. Le-am explicat etapele și proiectul pe care l-am cu privire la reorganizarea culturii și a activității Teatrului Alexandru Davila și le mulțumesc că au dat dovadă de înțelegere și au fost de acord cu toate aceste idei, mai ales că multe din ele au fost discutate în prealabil cu reprezentanții instituțiilor de cultură. Să facem un post de director artistic în care să fie reprezentat de o persoană specializată pentru a coordona în prima fază cele trei secții ale teatrului, deci teatru mare, cum îi spun eu, teatru așchiuță de copii și teatru de extradă. Reprezentanții teatrului sunt mulțumiți de reacția Consiliului Județean și consideră decizia de reînființare a postului de director artistic una potrivită și necesară. Este necesară o foarte bună comunicare și înțelegere, spun artiștii. Nu am cerut salarii, nu am cerut bani în plus, am cerut doar respect pentru meseria de actor, meseria de regizor, meseria de scenograf, care sunt niște meserii speciale. Cei care au protestat sunt singuri din Argeș. Aia sunt. Actorii sunt aia, sunt. Nu sunt sute, nu e Dacia. Protestul nu trebuie să fie cu 1.000-2.000 de oameni, pentru că nu sunt. Fiind asemenea meserii speciale, sunt câțiva. Actori sunt câțiva, regizori sunt câțiva, scenografi și atât. Pe ei, după părerea mea, trebuie să-i apărăm și să-i protejăm. De săptămâna viitoare, dacă și sunt convins că și consilierii vor vota, se va scoate postul la concurs și atunci se va ocupa și va fi, deci, normal un sprijin
foarte mare pentru teatru. DNA-ul a intrat și în parlamentarii argeșeni. La începutul săptămânii, deputatul PNL de Argeș, Teodor Nicolescu, a fost adus cu mandat la Direcția Națională Anticorupție. Argeșanul a fost audiat în dosarul retrocedărilor ilegale, adică în același dosar în care a fost audiat și șeful Agenției Naționale pentru Integritate, Horia Georgescu. Deocamdată, parlamentarul argeșan a fost lăsat să plece. Horia Georgescu a ieșit însă în cătușe după câteva ore de audieri. Atât deputatul argeșan cât și Horia Georgescu au fost audiați în dosarul retrocedărilor ilegale ale unor clădiri supraevaluate. În perioada 2005-2008, Teodor Nicolescu a fost vicepreședinte al Agenției Naționale pentru Restituirea Proprietăților. La ANRP lucra în aceeași perioadă și Horia Georgescu. La intrarea în sediul DNA, deputatul argeșan nu a făcut nicio declarație și chiar dacă Horia Georgescu a ieșit de la audieri încătușat, argeșanul a plecat momentan liber. Conform anchetatorilor, suspecții ar fi supraevaluat mai multe terenuri și clădiri, iar prejudiciul estimat de procurorii DNA se ridică la peste 75 de milioane de euro. Deputatul argeșan și Horia Georgescu nu sunt singurele persoane audiate și anchetate în acest dosar. Conform declarațiilor de avere, parlamentarul argeșan este un politician avut, are un apartament în Pitești, o casă cu mansardă și teren aferent, tot în Pitești, dar mai are o altă locuință în construcție în București. Deputatul mai are și două autoturisme, dar și vreo 13 conturi bancare, totalizând peste 741.000 de lei și peste 30.000 de euro. În acest moment, Teodor Nicolescu este vicepreședinte al Comisiei Juridice din Camera Deputaților. Când credea că a scăpat, deputatul argeșan Teodor Nicolescu a fost chemat din nou la DNA. De data aceasta, liberalul a fost acuzat de luare de mită și abuz în serviciu, iar procurorii au cerut aviz pentru arestarea sa. Deja solicitarea a fost trimisă către Camera Deputaților, iar acum Teo Nicolescu este la mâna colegilor. Deputatul PNL de Argeș, Teodor Nicolescu, a fost chemat din nou la sediul DNA pentru audieri. De data aceasta, procurorii au solicitat și arestarea parlamentarului și au trimis deja către colegii deputatului solicitarea pentru avizul de arestare. Nicolescu este cercetat în dosarul privind retrocedările ANRP alături de Horia Georgescu, fostul șef al Agenției Naționale de Integritate. Deputatul argeșan este acuzat de abuz în serviciu și luare de mită. Totul s-ar fi întâmplat în perioada când Teo Nicolescu și Horia Georgescu au făcut parte din Comisia de Retrocedări a Autorității Naționale pentru retrocedarea proprietăților. Deputatul argeșan este acum la mâna colegilor din Camera Deputaților, care vor decide dacă să-i ridice sau nu imunitatea. Dacă va primi aviz de arestare în urma votului din Parlament, Teodor Nicolescu va fi arestat de procurorii DNA. Rămâne acum de văzut când va avea loc ședința în care parlamentarii vor decide ridicarea imunității deputatului. Elevii argeșeni au picat testul. Aceasta este concluzia care reiese din rezultatele obținute de aceștia la simularea pentru bacalaureat. În Argeș există două unități școlare care nu au niciun elev promovat. Care sunt acestea și ce măsuri au în vedere reprezentanții Inspectoratului Școlar pentru creșterea promovabilității? Aflați imediat! Situația în județul nostru se menține la fel de sumbră ca în ultimii ani și asta pentru că elevii nu par să acorde atenție cursurilor, lucru care, bineînțeles, se reflectă în rezultatele simulării. În Argeș, în pofida măsurilor luate anual de inspectorat, s-au raportat și în acest an licee unde promovabilitatea a fost zero. Este vorba mai exact despre două unități ai căror elevi nu au reușit să promoveze la simularea de la bacalaureat. Pentru clasa 12-a, 0% procent de promovare la Colegiul Ecologic Profesorul Universitar Dr. Alexandru Ionescu, din totalul elevi înscriși de 30, au absentat la limba română 12, n-au avut niciun eliminat, deci restul de 18 au participat, au promovat cu peste 5 la română, dar au picat la celelalte probe. Deci asta e o statistică per total. În aceea situație se află și Liceul Tehnologic din Brătianu. Niciun elev nu a obținut media de bacalaureat, aceea minim 5 la fiecare probă și per total media probelor se iasă 6. Din 38 de elevi au absentat 2 la română, au absentat la a doua probă 16, la ultima probă niciunul, n-a fost vorba de niciun eliminat, dar totuși per total ca medie niciun elev nu a promovat acest examen de simulare.
Există totuși elevi silitori care pun accent pe educație. Doar 2 elevi, cei drept, sau mai bine spus 2, fiindcă este vorba despre 2 fete. La clasa 11-a a obținut nota 10 o elevă de la liceul teoretic Ion Mihalache din Topoloveni, iar la clasa 12-a eleva de 10 este de la liceul teoretic Dan Barbilian din Câmpul Lung, care a luat și ea 10 pe linie. O altă problemă care l-a preocupat pe generalul Tudosoiu a fost faptul că foarte mulți elevi, deși fac meditații, au obținut rezultate dezastruoase. Majoritatea copiilor fac și pregătire suplimentară în timpul liber, pregătire suplimentară plătită de părinți, cu profesorul de la clasă în unele situații sau cu alți profesori. Și atunci îți pui întrebarea cât de eficienți suntem ca sistem și oficial cu ce se predă în clasă și neoficial cu ce pregătire se mai face suplimentar, dacă după toată munca aceasta, un copil de clasa 8-a sau un copil de clasa 12-a care în vară, adică peste vreo 3 luni, 4 luni maxim, are un examen important, nu reușește să ia 5. De ce Dumnezeu mai facem tot efortul ăsta? Ca urmare a rezultatelor slabe, reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Argeș pun la punct mai multe inspecții la unitățile de învățământ unde au fost identificate probleme. De asemenea, sunt încurajate discuțiile intense dintre școală, elevi și părinți în vederea unei mai bune pregătiri pentru examenul adevărat. Totodată se cere o mai mare atenție și din partea dascălilor, mai ales că fac meditații și acest lucru nu se reflectă în multe cazuri în pregătirea și implicit obținerea unor rezultate mulțumitoare din partea elevilor. După ce luni a susținut examen pentru funcția de inspector general, Dumitru Tudosoiu a ieșit la doar o zi la declarații, fiind destul de acid în ceea ce privește concursul și probele pe care ar fi trebuit să le susțină. De ce spunem că ar fi trebuit să le susțină? Pentru că șeful învățământului argeșan s-a retras pur și simplu din examen. Tudosoiu a considerat că subiectele nu au fost nici pe departe din bibliografia pe care a învățat-o și nimic din activitatea sa de inspector general nu s-a regăsit în probele de concurs. În această situație, el rămâne în continuare cu delegația de inspector. Depinde și ce va decide ministerul de resort. Din această frumoasă bibliografie se constat că nimic din legislația privitoare la legea educației, privitoare la codul muncii, la calitatea educației, la metodologiile prin care legea se aplică efectiv, nimic din aceste lucruri nu se regăsesc în modelele de subiecte de la nivelul acestui concurs, ci numai lucruri fine și extrem de fine, care n-au nicio legătură cu funcția de inspector general și cu ce face inspectorul general la inspectorat, dintr-un anumit autor, vă pot și cita, și am spus, nu e adevărat, adică eu de ce am învățat? Eu toată perioada asta de când s-a publicat concursul, în afara muncii din inspectorat, am stat din timpul meu pentru a învăța. Am pierdut foarte, foarte mult timp pentru a studia. Și vă citesc. Ordinul numărul 5561 pentru aprobarea metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar. E un material bibliografic. Dacă spică ceva la examen din ăsta și nu știi, ești vinovat că l-ai avut în bibliografie. Legea numărul 53 din 2003, codul muncii. Eu vă spuneam că mă duc să mă reprezint cât mai bine. Ori când aflu că am un număr de 10 grile de susținut, strict teorie, strict management și nu chestiuni, eu știu, de conținut general, așa, și că nimic din ce am făcut aici și din ce am studiat, lucruri pe care le-am aplicat în viața mea de zi cu zi și ca inspector general ajung și ca inspector general, am spus nu mulțumesc. Dacă facem un concurs numai de dragul de a avea un concurs sau facem un concurs din care să iasă Tudosoiu și Fona și să-l arătați cu degetul că eventual, domne, uite ce implicare politică a avut și că a fost trimis acolo, nu pe competențe. El, de fapt, n-a făcut nimic în ultimii 3 ani de zile bun pe la inspectoratul școlar. Că dovedește eventuala notă sau eu știu, am spus nu mulțumesc. Am solicitat o coală de hârtie, am făcut o cerere în atenția președintelui comisiei și am solicitat prin cerere să-mi aprobe conform metodologiei retragerea din concurs. E unilaterală, nici n-avea cum să nu-mi aprobe pe metodologia de concurs. Mulțumesc frumos, rămân cu delegații atâta timp cât Ministrul Educației și Ministerul consideră că eu am muncit eficient aici, eu nu mă supun la chestiunea aceasta. Am considerat că nu e ok pentru mine. Puteți să considerați că e o slăbiciune? Eu, nu știu, colegii mei din țară s-au oferit, am văzut în declarații, au spus nu comentez, e problemă personală, nu s-a expus cu absolut nimic și colegii dumneavoastră din presă din alte județe au titrat sau înțeles ce au dorit dumnealor. Mie mi s-a părut corect în relația pe care o avem
și eu cu dumneavoastră și față de ceilalți care sunt interesați de subiect și de bunul mers al învățământului, să vă spun exact lucrurile care au stat la baza judecății mele și exact adevărul. Nu sunt altfel decât m-ați cunoscut și așa voi fi în continuare. Vom aduce investitori iranieni în Argeș. Este, de fapt, speranța ambasadorului iranian care a vizitat județul Argeș și nu doar a vizitat județul, ci s-a întâlnit cu autoritățile și chiar cu oamenii de afaceri din Argeș. Principalele teme de discuție, economice și comerciale. Ambasadorul Republicii Islamice Iran în România, Hamid Moayer, a fost prezent pentru câteva ore în Argeș. Aici au avut loc discuții mai întâi cu reprezentanții autorităților locale și județene, dar ambasadorul s-a întâlnit și cu oamenii de afaceri din Argeș. Avem oameni de afaceri iranieni care sunt rezidenți în România și sunt implicați în diferite afaceri în țara dumneavoastră, dar prin această vizită sperăm să încurajăm și mai mulți oameni de afaceri iranieni pentru a veni în România și pentru a dezvolta relații de colaborare. Temele de discuție au fost economice, dar și comerciale. Cu alte cuvinte, se dorește aducerea de investitori străini în Argeș. Este un moment în care putem să parafăm deschiderea relațiilor și promovarea unor relații într-o regiune din Iran și județul Argeș. În perioada următoare sper să găsim căile comune de a promova cultura, educația, de a colabora în domeniul economiei și agriculturii, schimburi de tineri, astfel încât să ne cunoaștem mai bine și să promovăm cele două regiuni la nivelul relațiilor dintre Iran și România. Am folosit acest prilej de a ne cunoaște și a identifica anumite probleme care ne vor interesa pe ambele țări. Ambasadorul Republicii Iran a invitat în țara sa natală și autoritățile argeșene. De ce nu? Poate investitori din județul nostru vor găsi un mediu economic stabil și profitabil acolo. Vești bune pentru locuitorii comunei Rucăr și cei din împrejurimi. Aceștia vor avea, începând din luna mai, o nouă unitate medicală la dispoziție. Vestea este cu atât mai bună, cu cât oamenii nu vor mai trebui să parcurgă cei 20 de kilometri care despart Rucărul de Câmpul Lung pentru a putea primi îngrijiri medicale. Locuitorii comunei Rucăr se află într-o situație delicată încă din anul 2011, atunci când spitalul de boli cronice din localitate a fost desființat. Însă toate acestea sunt pe cale să se schimbe din luna mai, atunci când unitatea de asistență medico-socială își va deschide porțile. Unitatea medico-socială știți că va funcționa în fosta clădire a spitalului Rucăr, de boli cronice Rucăr, care a fost desființat prin HG 776 din 2011. Unitatea de asistență medico-socială de la Rucă are o structură de 40 de paturi și va avea 35 de posturi, iar în prima fază vom scoate la concurs 35 de posturi, dintre care un post de medic, 8 de asistenți medicali, infirmiere, brancardieri, individuali. S-a schimbat foarte mult. Încălzire centrală, am schimbat toată tâmplăria, acoperișul, reabilitări, tot mobilierul este nou, fiecare unitate, cameră are două paturi cu baie proprie, independent, două camere sunt cu trei paturi, restul sunt numai cu două paturi, există spațiu pentru medic, pentru asistenț medical, pentru unitatea de ambulanță. Cred că este un lucru pozitiv pentru sistemul de sănătate din Argeș. Finalizăm toate micile lucrări care mai trebuie să executate. Până la sfârșitul lunii sau la începutul lunii aprilie, Ministrul Sănătății va fi în Argeș pentru a vizita această unitate medico-socială. După Mozăceni, după Călinești, redeschidem și Rucărul. Până în toamnă, astăzi dimineața, am avut ședință de comandament cu proiectantul, executantul și cu Direcția de Investiții din Consiliul Județean cu privire la stadiul lucrărilor de la Domnești. Eu cred că până la sfârșitul anului terminăm și Domneștiul de reabilitat și de reparat, astfel încât în bugetul pe anul viitor al Ministerului Sănătății să fie prinsă și această unitate medico-socială cu finanțare și să o redeschidem. Deci în 2016 putem spune că se încheie procesul de redeschidere a unităților de sănătate care au fost închise în 2011.
Spitalul este gata, însă mai este nevoie și de personal. Acesta este și motivul pentru care deschiderea propriu-zisă va avea loc în luna mai, adică la minimum 30 de zile de la scoaterea la concurs a posturilor, conform legislației în vigoare. Viceprimarul Cornel Ionica a venit cu vești bune pentru piteșteni din scurta sa vizită în Polonia, acolo unde a vizitat uzina care produce noile autobuze pentru orașul nostru. Viceprimarul a dat asigurări că primele mijloace de transport ar urma să fie livrate încă de la începutul lunii aprilie. Viceprimarul Cornel Ionica s-a întors cu vești bune din Polonia. Acesta a fost să viziteze fabrica unde sunt produse noile autobuze care urmează să circule pe străzile Piteștiului. Ionica a fost impresionat de modul în care sunt produse mașinile și speră ca piteștenii să fie plăcut surprinși de noile mijloace de transport. Ne-a plăcut foarte mult pe fluxul de producție și au insistat să vedem caroseria și structura autobuzelor executată numai din inox, prin roboți, cu sudurile acelea, cu vopsit, cu robotizat linia de fabricație, dar totul din inox și cu un inox așa de grosimi, spuneau niște comparații, cum sunt la altele, foarte, foarte interesant, adică. Și asta conferă, lucrul acesta conferă garanția că ele au o viață mai lungă și sunt mai solide. De asemenea, edilul a dat asigurări că autobuzele vor fi livrate mult mai devreme decât era plănuit inițial, livrarea mijloacelor de transport urmând să fie făcută la începutul lunii viitoare. Este cert, și vreau să termin foarte scurt, este cert că vom avea autobuzele mai repede decât termenul pe care ni l-am asumat în contract. Asta înseamnă că autobuzele vor veni, așa cum am spus, chiar la începutul lunii aprilie, poate chiar în prima săptămână și luna a treia, cum era în contract, câte 10 pe săptămână. Pe lângă proiectul care vizează aducerea de noi autobuze pentru piteșteni, edilul dorește să introducă pe străzile orașului și mijloace de transport electrice, pentru că intenționează să se testeze un astfel de autobuz când, cât mai curând în Pitești, oamenii ar putea circula gratis cu acesta, timp de 2 săptămâni. La sfârșitul acestei luni, pideștenii ar putea călători gratis cu un autobuz electric. Totul vine ca urmare a planului pe care viceprimarul Cornel Ionică îl are în ceea ce privește testarea unui astfel de mijloc de transport. Autobuzul va fi supus unor teste pe diferite trasee ale Piteștiului. Intenționăm să cumpărăm autobuze electrice, aflându-se lucrul acesta, o societate va introduce în Pitești pentru testare un autobuz electric. Am avut ultima discuție astăzi și pot să vă spun că nu este foarte sigur dacă autobuzul va fi la dispoziția noastră începând de vinerea viitoare, deci nu săptămâna asta, peste 1 săptămână, și nu pentru 1 săptămână, ci pentru 2 săptămâni. Chiar dacă astfel de mașini au costuri ridicate față de autobuzele normale, avantajele ar putea consta în gradul scăzut de poluare. Noile mijloace de transport ar urma să fie alimentate la prize special amenajate. Autobuzele sunt două tipuri de alimentare. Sunt prize speciale care se montează la capetele dădinie și care asigură încărcarea totală pentru o autonomie maximă de 150 de km într-o oră. Iar în prize normale de alimentare, probabil că au și un astfel de sistem de alimentare, se încarcă în totalitate pentru aceeași autonomie de 150 de km în 8 ore. În cazul în care edilii vor fi mulțumiți de autobuzul electric în urma acestor teste, este posibil să se achiziționeze 40 de astfel de autobuze, totul făcându-se prin intermediul unor fonduri europene. Direcția Silvica Argeș a ținut să marcheze într-un mod aparte debutul programului Luna Plantării Arborilor. Astfel, a fost organizată o plantare de arbori la care au fost prezenți reprezentanți din cadrul Direcției Silvice, dar și oficialități județene și locale. În urma acestui program se dorește ca județul Argeș să fie unul cât mai verde și mai ecologic. Eu pentru pomii oamenilor. Direcția Silvica Argeș dorește ca județul să fie împădurit pe o suprafață cât mai mare. Peste 100 de hectare și-au propus reprezentanții direcției să împădurească în perioada următoare. Ne-am propus anul acesta să împădurim 84 de hectare de pădure și să facem completări pe 21 de hectare. Deci, practic, anul ăsta, Direcția Silvică Argeș împădurește o suprafață de 105 hectare și asigură regenerarea naturală pe 341 de hectare.
De la eveniment nu au lipsit autoritățile județene și locale. Acestea și-au arătat susținerea pentru inițiativa Direcției Silvice și speră că astfel de acțiuni să continue în județul Argeș. Am înțeles că la nivelul județului Argeș au propus să replanteze 84 de hectare, peste 600.000 de puieți. Sper ca în continuare să avem acțiuni de protecție a mediului și de împrospătare a pădurilor din Argeș și astfel încât să păstrăm moștenirea pe care o avem de la bunicii și părinții noștri, să avem un Argeș curat, verde și ecologic. Acești arbori care se plantează și acum și altă dată vor dăinui în timp și vor face parte din viața noastră, pentru că și componenta de mediu trebuie să le intereseze și pe noi și pe toată lumea. Acțiunile din cadrul programului Luna Plantării Arborilor vor continua până la jumătatea lunii aprilie. Mai mulți elevi din Mioveni au putut vedea vineri cum funcționează o stație de epurare din orașul în care locuiesc. Vizita a fost organizată în cadrul programului Ziua Porților Deschise cu prilejul Zilei Internaționale a Apei. Cum a decurs scurta excursie, aflați din materialul următor. Bine ați venit la Ziua Porților Deschise pentru Ziua Internațională a Apei la stația de epurare a orașului Mioveni. Este al doilea an de când facem cu fast acest eveniment, dar noi avem în suflet de când ne naștem, de copii, această acțiune. Este o zi importantă pentru apa pe care o bem, pe care o folosim zi de zi. Serviciile edilitare încearcă să atragă atenția asupra acestui eveniment și asupra Zilei Internaționale a Apei. Apa pentru serviciile edilitare este materie primă. Ca orice produs final, materia primă are o pondere importantă. Ea se găsește în stare liberă în natură și am putea să avem un produs ieftin și bun. Într-adevăr, ar putea fi mai bun și mai ieftin, dar din cauza poluării, prețurile sunt în continuă creștere. Poluare pe care copiii au văzut-o și au simțit-o pe propria piele pe durata vizitei. Turul a inclus tot circuitul pe care apa trebuie să-l parcurgă în stația de epurare, începând cu treapta de epurare mecanică, ce se ocupă cu eliminarea corpurilor mari din apa uzată și terminând cu treapta de tratare a nămolului. Noi organizăm astfel de evenimente și vrem noi să devină tradiție de anul trecut chiar, să conștientizăm tineretul ca să aibă grijă și să fie educat din punct de vedere al protecției mediului, să aibă o educație ecologică corespunzătoare de toți factorii de mediu, în special vorbim de apă pe care noi o sărbătorim în fiecare an, fiindcă Ziua Mondială a Apei se sărbătorește mereu pe 22 martie și este sărbătorită în fiecare colț al lumii. Elevii au fost impresionați de modalitățile de curățare a apei menajere, dar în același timp au fost puși pe fugă de mirosul degajat de colectarea deșeurilor din apă. După terminarea turului, copiii au avut parte și de un concurs. Acesta a constat în completarea unui rebus despre poluare. Cei care au reușit să termină proba printre primii au fost recompensați pe măsură. Tot vineri, Muzeul Județean Argeș a dorit să le ofere doritorilor șansa de a vedea eclipsa. În acest fel, în curtea muzeului s-au montat dispozitivele necesare pentru a se observa fenomenul. Vremea însă a fost cea care a stricat planurile, iar eclipsa s-a putut observa doar din planetariu. În acest fel, în special, copiii au plecat acasă dezamăgiți. Ca în toate orașele din România și la Pitești, între orele 10:45-13 trebuia să se observe eclipsa parțială. Muzeul Județean Argeș a încercat astfel să se mobilizeze și să ofere doritorilor șansa de a observa tot ce se petrece pe cer. Copiii au fost cei care au venit în număr mare la muzeu pentru a privi eclipsa. Încercați să nu vă uitați, în primul foarte important, încercați să nu vă uitați direct către soare în momentul ăsta. Pentru că vremea s-a înrăutățit la Pitești, eclipsa nu s-a putut observa din curtea muzeului. În acest fel, toată lumea a fost invitată la planetarium pentru a putea vedea fenomenul. De aici, copiii au ieșit fericiți. Foarte frumos. Ce știai tu înainte despre eclipsa? Știu că știam că soarele este acoperit de lună și că pe pământ se întunecă câteva minute. Îți doreai mult să vezi o eclipsă? Da, chiar vreau să văd. Cum ți s-a părut la muzeu? Frumos, foarte frumos.
Au fost însă și persoane care au plecat dezamăgite. Dezamăgită. Da, dezamăgită. Supărată. Da. Și tu ești supărată că n-ai văzut eclipsa? Foarte supărată, nici nu mă așteptam. Am așteptat-o cu multă bucurie. În premieră am vrut să avem o observație astronomică și în județul nostru și în Pitești. Sigur că eșuată, însă nu datorită nouă, datorită colegilor mei din cadrul Muzeului Județean, ci datorită condițiilor meteorologice. Prin parteneriatul încheiat între Muzeul Județean Argeș și Asociația Astronomică Urania din București, vom avea o dată pe lună sau chiar de două ori pe lună, să vedem în funcție de cum vor putea și dumnealor de la București, vom avea această lunetă mobilă la Pitești și vom putea face observații astronomice și cu alte ocazii, iată, nu numai cu ocazia aceasta de eclipsei parțiale de soare. Pentru următoarea eclipsă ce se poate observa din România, doritorii trebuie să mai aștepte ani buni. Da, următoarea eclipsă parțială se vede din România prin 2020, dar va fi acoperit foarte puțin din soare, da? În schimb, următoarea eclipsă totală se va vedea din zona Olteniei prin 3 septembrie 2081. Nu știu dacă o să mai fim prea mulți. Deci mai au de așteptat doritorii. Da, da. În schimb, avem altă variantă, să plecăm în altă țară, să vedem, de exemplu, o eclipsă care va avea loc peste câțiva ani în acri totalitate, va trece prin Spania, Islanda, Spania. A venit primăvara, nu din punct de vedere meteorologic, ci la Galeria de Artă Rudolf Schweitzer Cumpăna. O expoziție de excepție marca Ion Aurel Gârjoabă, intitulată Primăvara Argeșană 2015, a avut vernisajul în această săptămână. Abstracte sau concrete, în culori pastel sau oferind contraste surprinzătoare, picturile lui Ion Aurel Gârjoabă sunt în mare parte viziuni despre natură. Este pentru prima oară când Ion Aurel Gârjoabă expune pe simezele Galeriei de Artă. A avut numeroase expoziții în Pitești, iar acum a debutat și la Galeria Muzeu, așa cum îi place artistului să o numească. Nu îi place să vorbească foarte mult despre lucrările sale, preferă să lase ochiul vizitatorului să exprime satisfacția sau nemulțumirea vis-a-vis de operele sale. Fiecare trăiește lucrarea în felul său și sigur că îi dau libertatea, de asta nici n-am pus etichete la lucrări, pentru a da posibilitatea fiecărui privitor să trăiască lucrarea în funcție de structura studentească, de cultura generală, de cultura plastică, de sensibilitatea fiecărui. Tocmai de aceea, despre lucrările marca Ion Aurel Gârjoabă au vorbit și prietenii artistului. Așa a făcut și Augustin Lucici, șeful Galeriei de Artă, care a explicat și legătura artistului cu natura pe care o invocă tot timpul în lucrările sale. O natură descompusă, o natură care vine să îl califice pe Aurel Gârjoabă drept un mare colorist, un împătrimit al vegetației și al peisajului structural compus, distrus și recompus sub altă formă, prin această definiția unui complex de compoziții surprinse, hai să spunem, în atelier. Numele domniei sale face cinste unei galerii de personalități care rămân în istoria Argeșului. Îl felicit din suflet, îi mulțumesc că poposește plaza noastră cu astfel de bijuterii și doresc în continuare putere de muncă, inspirație și multe elemente de acest fel de care se copilă. Pictor și grafician de excepție, sculptor, ilustrator și copertator de carte, maestrul Ion Aurel Gârjoabă are în palmares zeci de expoziții în întreaga țară, dar și peste hotare, din Franța până în Suedia, Finlanda, dar și Statele Unite ale Americii. Ceea ce vine astăzi Aurel Gârjoabă este această descompunere. Descompunerea culorii sub toate etapele. Ciocurile sparte, sufletește vorbind, din pictura lui Aurel Gârjoabă este o saturație a unui fenomen plastic pe care din anul, hai să spunem, dinainte de 2010 și l-a propus pentru a-l expune în creația sa. Definitoriu pentru Aurel Gârjoabă este acest studiu al culorii, degradeuri, atât în culorile calde, cât și în culorile reci.
Expoziția lui Ion Aurel Gârjoabă va rămâne deschisă până pe data de 2 aprilie și poate fi vizitată de marți până duminică între orele 9 și 17. Ardeșenii au demonstrat că au un suflet mare. Apelul făcut pentru a-i salva viața tinerei bolnave de leucemie nu a rămas fără ecou. Prieteni, colegi, dar și necunoscuți au fost weekendul trecut alături de Lia în parcarea de la bowling. Aceștia au venit cu o urnă mobilă în care oamenii cu inima mare au donat cât au putut pentru a o ajuta pe Lia. Acesta este primul dintr-o serie de evenimente al căror scop final este adunarea celor 200.000 de euro de care tânăra de 19 ani are atâta nevoie. Doamne ajută, o să vă fac bine, mulțumesc pentru tot ce faceți, sunteți niște oameni deosebiți. Nu știu cum o să vă răspătesc pe toți, dar o să-mi vin, vă promit că boala asta nu o să-mi pună capac, nu mi-a pus nimic capac și o să fie totul bine. Am nevoie de voi să mă susțineți, să-mi dați putere să merg mai departe, mă chinui cu boala asta, mă doare. Uneori îmi vine să plâng, dar nu fac asta pentru că sunt puternică și mă gândesc la voi tot timpul. Mulțumesc mult pentru tot ce faceți, vă iubesc pe toți și vreau să aveți grijă toți de voi. Primul dintr-o serie de evenimente organizate de prietenii Liei Spiridon a avut loc sâmbătă în parcarea de la bowling. Zeci de tineri au fost alături de ea și au donat sume de bani. Cu toate că banii adunați până acum nu sunt foarte mulți, ei reprezintă un început, un prim pas spre însănătoșirea Liei. Ne-am strâns în primul rând să ajutăm pe Lia. Astăzi, la bowling, cu ajutorul prietenului meu, Bobby, am organizat pe Facebook un eveniment. Văd că toată lumea a venit. Suntem mândri de acest lucru. Trebuie să fim puternici pentru Lia. Lia este o fie foarte puternică. Credem și suntem siguri de fapt că totul va fi bine. Eu le mulțumesc tuturor care sunt alături de noi. Mulțumesc prietenilor noștri, familiilor noastre, colegilor noștri și tuturor oamenilor care ne ajută. Cei care nu au putut ajunge la bowling pot însă să o ajute pe Lia în continuare. Pentru ea vor fi organizate în perioada următoare mai multe spectacole cu cei mai îndrăgiți artiști ai momentului, ce au răspuns pozitiv apelului făcut de prietenii fetei pentru a-i salva viața. Vor fi evenimentul de la H pe 19 luna aceasta, încă un eveniment la Trend Studio pe 22 și un eveniment la Teatru Davila pe 24. Prietenii Liei vor fi prezenți în aceste locații pentru a prelua donații. Orice sumă contează, Lia are nevoie de ajutorul dumneavoastră. Vă rugăm, nu rămâneți indiferenți. 1, 2, 3 și... Lia, te iubim! Doamnelor, domnilor, aceasta a fost retrospectiva săptămânii 7 zile în Argeș. Sunt Simona Pomazan, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Nu uitați că de mâine la știri vă așteaptă colega mea Cristina Munteanu. La revedere! Shimmy, shimmy, y'all, shimmy, yam, shimmy, yay.